Boalem Sansal, un nume de rezonanță în proza contemporană internațională. Necunoscut practic în România până la acest roman pe care, iată, l-am tradus foarte repede. Domnul Radu Mareș a făcut o traducere excelentă. Este vorba despre 2084, Sfârșitul Lumii. Scriitorul algerian, publicat de Gallimard cu toate romanele sale, NRF, deținător a numeroase premii internaționale, până acum trebuie să recunosc că nu i-am dat atenție, pentru că așa se întâmplă în lume. Alegi și nu întotdeauna alegi ceea ce ar trebui să fie ales cu mult timp înainte. Acesta este al 7-lea roman al scriitorului Boalem Sansal. Anul trecut, în Franța, a fost nominalizat la toate premiile mari. Până la urmă, a luat marele premiu pentru roman al Academiei franceze și revista Lir l-a declarat cartea absolută a anului 2015. Celelalte premii importante la lista scurtă, juriile, așa cum s-a discutat mult în presa franceză, și-au pus problema corectitudinii politice. Despre corectitudinea politică, Boalem Sansal, care este și un reputat jurnalist, declara de mult că este cancerul societăților occidentale. Și se pare că lucrurile care se întâmplă, mai ales politice în lume la momentul de față, o demonstrează. De ce acest roman a suscitat cele mai multe discuții în presa franceză și nu numai, pentru că romanul în momentul de față a apărut în 25 de țări, incluzând România. Pentru că, așa cum declara Michel Houellebecq, acest roman duce mult mai departe ceea ce el, cu douceur, spunea Houellebecq, întrevede în romanul Supunere. Și anume, un totalitarism religios care, spunea Boalem Sansal, ne paște pe toți în momentul în care nu înțelegem pericolul islamismului extremist. În această carte nu este vorba nici o secundă, nu se pronunță cuvântul islam, nu se pronunță cuvântul islamism. Însă, citind-o, toată lumea înțelege că despre acest pericol monstruos este vorba. În linia lui Orwell, bineînțeles, cu celebrul lui roman din 1948, care s-a numit 1984 și care vorbea despre o dictatură bazată pe ideologie, Boalem Sansal ne oferă în acest roman, să spunem, extrema unde poate să ducă un totalitarism bazat pe religie, în care amnezia și supunerea totală sunt armele unui regim universal, deci unui regim care a cuprins întregul pământ. Despre 2084, Sfârșitul Lumii, despre Boalem Sansal, acest mare scriitor pe care mă bucur că l-am descoperit atât de târziu, dar în sfârșit îl avem în limba română. Vă vor vorbi invitații mei, în primul rând, domnul Ovidiu Nahoi, care este directorul RFI-ului, redactor șef al RFI-ului din București. Domnul Ovidiu Nahoi. Bună ziua, vă mulțumesc. Mulțumesc și pentru invitație. Chiar îmi face plăcere să fiu aici pentru că am citit cartea și m-a impresionat. Sigur, aici paralelele cu 1984 sunt inevitabile. Impresia e foarte puternică în momentul în care citești cartea aceasta și ca să fac o paralelă cu 1984, 1984 citit, așa cum l-am citit în
1990, probabil, imediat după Revoluție, era citit cu o privire înapoi, cu o privire la iată cam ceea ce ni s-a întâmplat. Și a fost, pentru că această carte n-a putut să apară, bineînțeles, în România înainte de 1989 și răsfoirea ei, eventual, într-o altă ediție străină, considera un delict, această carte apărută imediat după Revoluție a putut să fie așa ca un fel de ghid pentru o înțelegere mai profundă a ceea ce ni s-a întâmplat. Dar o citeai cu sentimentul că a ieșit din tunel. 2084 e o carte pe care o citești cu sentimentul că ai putea să intri într-un nou tunel totalitar. Și pentru că secolul 21 nu, e un secol religios, dacă 1984 era o parabolă, a parabola totalitarismului plecând de la motivul stalinismului, de fapt un post-stalinism, 2084 este tot o parabola a totalitarismului. Totalitarismele sunt totalitarisme, de fapt, poate nici pluralul n-ar fi indicat de a fi folosit, dar 2084 este o parabola a totalitarismului plecând de la islamism. Dar este vorba despre un post-islamism, nici nu-i spune așa, cum corect s-a spus aici. De fapt, este o nouă carte sfântă, scrisă după un război, un război sfânt, evident, o nouă carte sfântă scrisă într-o nouă limbă, într-o nouă limbă inventată tocmai pentru a distruge orice tendință de gândire, și aici, din nou, paralela cu 1984 este inevitabilă. Dar este o carte despre totalitarismul de secol 21, care e un totalitarism religios, și vedem cum tendințele introducere unor diferite tipuri de gândire religioasă colectivă, religia nemai fiind o cale individuală de a alege calea și de a găsi calea spre Dumnezeu, ci devine un subiect colectiv, da? Nu se mai mântuiesc oamenii, se mântuiesc neamurile, văd din ce în ce mai mult în ultima vreme. Este această carte o parabolă a totalitarismului religios de secol 21. Și doar două fragmente voi îndrăzni să vă citesc, două care cred că sunt relevante pentru ceea ce veți putea găsi în această carte. Iată, unul despre o călătorie inițiatică efectuată de personajul principal care redescoperă ceva din vechea lume. Iarăși 1984. Pentru că și acolo personajul principal redescoperea ceva din vechea lume pe care totalitarismul o ascundea. Și spune personajul principal, iată ce a însemnat traversarea orașului Codasbad, cu prea puține lucruri bune de raportat la imensitatea și statutul lui de cetate milenară de 1000 de ori sfântă. Istovitoare băi de mulțime, trecerea obligatorie pe la toate mocbasurile ieșite în drum, adică comunități, controle la toate intersecțiile, ceremonii religioase în lanț, jamboree improvizate ale candidaților la pelerinaj, pelerinajul fiind o instituție de bază în acea societate totalitară, uneori încăierări și arestări spectaculoase, reci nebuni, indivizi căutați, de asemenea spectacole deprimante, condamnați târâți spre stadion, stadioanele devenind locuri de execuție în această nouă societate, nu mai aveau nimic în comun cu sportul, deci târâți spre stadion, convoaie de prizonieri în drum spre lagările de concentrare și ocne, oprire obligatorie în fața nadirelor, dacă în mod excepțional pe ecran, iată 1984, apărea marele comandor în fața fotografiilor lui Abi și mai erau cu miile, etc. Deci iată o imagine a țării, respectiv o țară, un totalitarism într-o dezordine cumplită, i-am putea să-i spunem. Și da, referirile sau paralele cu o anumită lume a dezordinii cumplite sunt inevitabile. În sfârșit, un pasaj de la finalul cărții, în care personajului îi se releva anumite aspecte ale societății în care trebuie să trăiască, o societate în care până și cuvântul străinătate devine uitat, oamenii nici nu mai știu că există străinătatea, pentru ei țara aceea este lumea, spune așa, liderii noștri au luat ca baza a filozofiei lor cele trei principii care ghidaseră punerea la punct a sistemului politic din Aung San, societatea din 1984. Războiul înseamnă pace, libertatea înseamnă sclavie, ignoranța înseamnă putere. La aceasta au adăugat încă trei principii de la ei. Moartea înseamnă viață, minciuna înseamnă adevăr, logica înseamnă absurd.
Acesta este Abistanul, demență curată. Îi mulțumesc, Viduna Hoi. Îi trec microfonul criticului literar Tania Radu. Bună ziua tuturor! Nu mai e timp să spunem foarte multe. E o carte care vă va pasiona, chiar dacă ea ne vorbește ca unor oameni care deja știm mai mult decât se știa atunci când citeam 1984. Am citit într-una din cronicile străine scrise la această carte un lucru care la început m-a tulburat. Cineva a vorbit despre o parodie a distopiei la acest autor. Am stat și m-am gândit și mi-am dat seama că o fărâmă de adevăr este. E o carte care ne îndeamnă să folosim tot ceea ce am aflat pe calea distopiei, a proiecțiilor negative spre viitor și pe baza a ceea ce deja am trăit în coșmarele care au fost cândva distopii, dar pe urmă au devenit realitate, să reflectăm și să vedem până la urmă că întotdeauna a existat o ușă de ieșire. Cred că lucrul pe care vreau să vi spun înainte de orice este că în cartea lui Abu Alem Samsal este o ieșire. Personajul are o șansă, nu știm dacă ea se va acoperi de realitate sau nu, să treacă frontiera. Iar marea deosebire de 1984, pe care cred că toți o veți reciti ca să vedeți de unde pornește această carte, mi se pare a fi că ceea ce era ștergerea trecutului prin ștergerea timpului trecut, deci a istoriei, aici este tradusă geografic. Deci, pur și simplu, acest Abistan, această țară uriașă, fără granițe, peste care regimul totalitarist de care se vorbește în carte stăpânește, este pustie. Ea nu este traversată decât de nomazi care merg în direcții necunoscute, unii dintre ei chiar peste graniță. Deci, cumva, distopia ne este oferită cu tot cu soluțiile de ieșire din ea. Aș zice că omul zilelor noastre, care a citit 1984 după ce parțial l-a trăit, după ce trăiește deja începuturile sau semnele acestei etape pe care literar o descrie Samsal, e avertizat cultural să citească altfel decât pe o poveste de groază. Cartea nu cred că vă va speria. Noi aici în Est suntem mai greu de speriat, ce drept, când e vorba de asemenea experiențe, dar cu siguranță că o să ne pună cu toții pe gânduri. Cartea tradusă foarte frumos de Doru Mareș și cred că e unul din plusurile acestui volum de care o să ne mai amintim, pentru că autorul asta și-a pus în cap să ne demonstreze prin cărțile lui și o face în continuare, cred, pentru multă vreme. Vă mulțumesc! Eu încerc scuze, trebuie să ajung la unul, la o altă lansare, care tot așa fusese programată, așa că vă mulțumesc și vă recomand să luați și să citiți cartea. La revedere! Mulțumesc, Ovidiu! Și acum, criticul literar, scriitorul Ioan Stanomir. Mulțumesc foarte mult! Fiind ultimul, eu sunt obligat, într-un fel, să și recapitulez și să îmi ofer propria perspectivă și aș porni de la ceea ce a spus Tania Radu. Pentru cei care au cât de cât o memorie istorică și unii și o experiență directă, nu este o carte înfricoșătoare. Poate fi o carte înfricoșătoare pentru cei care nu au nici memorie istorică, nici experiență directă a totalitarismului. Și aici este probabil șocul pe care această carte l-a produs în raport de un public care se autoiluzionează. Se autoiluzionează în sensul că e profund încrezător în inexistența răului. Ori problema este că în lumea de astăzi răul există, că încarnările răului sunt departe de a fi epuizate, că 1984 al lui Orwell este una dintre ipostazele răului și că răul despre care vorbim s-a descentralizat, este un rău proteic și care are această capacitate de a se fertiliza prin diferite experiențe culturale. Simplu spus, această carte este și nu este o distopie.
este o distopie pentru că evident e într-un dialog cu marea carte distopică a secolului 20, dar în același timp este și o cronică a existenței unor oameni în carne și oase în momentul în care noi vorbim, pentru că modul în care este guvernat statul islamic nu este foarte diferit de modul în care este guvernat Abistanul. Dacă vă uitați pe toate imaginele care ne parvin din zonele care sunt ocupate de această structură ilegală și legitimă, veți vedea că pe ei preocupă fundamental ștergerea istoriei și a memoriei la modul fizic. Aici nu vorbim de metafore, vorbim de realități. Și același tip de ostilitate împotriva memoriei îl avea și regimul taliban din Afganistan, care s-a remarcat prin distrugerea unor statui inestimabile ca valoare ale lui Buddha. Așa încât a spune că, da, corectitudinea politică e înainte de toate o formă de autoiluzionare și că dacă există luciditate, apare și literatura curajoasă, și folosesc acest termen curajos fără niciun fel de conotații peorative, ar trebui spus că acest romancier trăiește în Algeria și Algeria, după toate criteriile, nu e un model democratic și în Algeria există cu siguranță printre compatrioții săi oameni care împărtășesc ipotezele teologico-politice pe care se întemeiază Abistanul și ceea ce pentru noi este un exercițiu comod să vorbim despre statul islamic, despre islamism de la distanță sigură, deocamdată cel puțin, pentru acest autor este un fapt cotidian care poate duce la exterminarea lui fizic. Adică aș vrea să spun în final că episodul Rushdie cu celebrul decret de asasinare public este un episod dintr-o serie și dacă nu vom înțelege natura specială acestei amenințări cu care ne confruntăm, s-ar putea ca în viitor să trăim și noi într-o lume în care îndoiala, critica și pluralismul să fie doar o amintire îndepărtată. Felicit editura, îl felicit pe traducător și cred că e o carte care nu e neapărat înfricoșătoare, dar din păcate este o carte care poate fi profetică și acesta este lucrul cel mai înfricoșător. Mulțumesc! Mulțumesc, Ion Stanomir! Și eu, în final, vreau încă o dată să-i mulțumesc traducătorului aici de față, Doru Mareș, care a făcut un mare efort de excelență, dacă pot să spun așa, în traducerea acestui roman și în transcrierea numelor care sunt foarte apropiate de numele arabești, a zeilor, a zeului suprem și a trimisului lui pe pământ, care toate bat în islam. Boalem Sansal este un mare scriitor, deja recunoscut internațional prin mari premii. Voi continua să-l public cu o altă carte fantastică a lui, care se numește Satul Neamțului. Până atunci, acest roman, fabulă, parabolă, pamflet, roman total al unei dictaturi fără istorie. Căci despre asta este vorba în această carte. Nu mai există istorie, nu mai există memorie, nimeni nu are voie să-și pună nicio întrebare. Și totuși, cartea îți oferă fisura, îți oferă deschiderea, îți oferă frontiera și îți oferă un personaj fizic a tii care ajunge să se îndoiască. În momentul, spune el spre finalul cărții, a tii, în momentul în care am început să mă îndoiesc, am început să îmi pun întrebări. Și pentru mine, atunci, Abistanul a dispărut ca un castel făcut dintr-un joc de cărți. Vă mulțumim și vă urez lectură plăcută, căci va fi o lectură plăcută și, așa cum au spus cei care au vorbit înainte, deloc înfricoșătoare, însă vă va face să vă puneți multe întrebări și să priviți altfel tot ce se întâmplă în momentul de față în lume.